În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Când v-am trimis fără traistă și fără pungă, ați avut nevoie de ceva? Și au răspuns lui, n-am avut. Iubiți credincioși, iată-ne în Sfânta și Marea Zi, joi. O să vă uitați așa puțin unii la alții și o să spuneți că am uitat că astăzi este miercuri. A fost miercuri, pentru că noi deja, prin slujba deniei pe care am săvârșit-o, denie care vine din slavonul deni, care înseamnă zi, am trecut deja în ziua de joi. Suntem așadar în ziua sfântă și mare, joi. În această zi, Mântuitorul ne învață câteva lucruri de excepție, aș putea să spun, pentru că eu astăzi, citind Sfânta Evanghelie, mi-am dat seama de fapt ce vrea Dumnezeu de la noi. Și printre multe mesaje pe care le-a trimis în Sfânta Evanghelie de astăzi, mi-a rămas așa lipit de timpan ceva. Și anume, atunci când se apropiau Paștile evreiești, și Mântuitorul știa și declarase că sunt ultimile pe care le săvârșea împreună cu ucenicii, le-a spus, mult am dorit să săvârșesc aceste Paști împreună cu voi, pentru că toate elementele pe care Mântuitorul le-a înnoit au fost pe o bază de dinainte. Nu a inventat Mântuitorul Paștile, ca să spun așa, ci a creștinat ceea ce prin Moise și prin proroci se săvârșea de mult în poporul lui Israel. Nu a schimbat Dumnezeu din nimic decât la început, starea de neființă într-o ființă, după care a început să folosească lumina, să folosească pământul, să folosească tăria, să folosească apa, animalele și așa mai departe. Și iată că astăzi folosește Paștile evreiesc să ne învețe pe noi ce vrea Dumnezeu de la noi. Și anume, le aduce aminte că la începutul propovăduirii, ca să zică cu 3 ani și jumătate înainte de acest eveniment, le aduce aminte că i-a trimis odată, chiar așa se și numește în termeni tehnici, propovăduirea de probă. I-a trimis și nu le-a dat nici traist, nu le-a dat nimic. Și i-a întrebat, atunci când v-am trimis așa, ați avut nevoie de ceva? Nu. Ei bine, astăzi, cine nu are traistă să-și cumpere și cine nu are sabie să vândă traista și să cumpere sabie? Ecoul acestei situații a fost următorul. Imediat, un ucenic a spus, sunt aici 2 săbii. Și Mântuitorul a spus, este de ajuns. Punct. Fraților, din acest moment este clar pentru mine cel puțin și vreau să vă împărtășesc acest lucru, că asta vrea de la noi Dumnezeu. Nu vrea cantitate, ci vrea calitate. Atunci când Dumnezeu ne îndeamnă să fim milostivi, trebuie să începem prin a da ca să putem să dobândim calitatea de milostivi. Dacă prin viciul nostru s-a lipit ceva de mâna noastră, nu trebuie să se lipească de mâna noastră o bancă întreagă sau un cont sau un card, ci un singur leuț și deja suntem hoți. Înseamnă că de la noi Dumnezeu vrea calitate. Pentru că în momentul în care a zis, sunt aici 2 săbii, a spus, este de ajuns. Adică nu trebuia să fie un rastel întreg de armament sau o unitate blindată, ci a spus, este de ajuns. Înseamnă că, de fapt, Dumnezeu de la noi vrea să înțelegem că nu trebuie să mișcăm altceva decât sufletele noastre. De ce era de ajuns pentru evenimentul serii pentru care se pregăteau, adică să fie dați în mâinile ostașilor, numai 2 săbii. Pentru că aceste 2 săbii făceau din ei o ceată de tâlhari.
Dacă cineva este oprit pe stradă și îi se găsește un cuțit, spune, poartă armă albă. Nu trebuie să aibă o trusă de cuțite. Nu trebuie să aibă și două săbi ninja și nu știu mai de care. Nu. El gata, din acel moment, este un potențial tâlhar la drumul mare. Dacă e găsit pe stradă, dacă e găsit în casă, se numește altfel. Iubiți credincioși, trebuie să știm în ce ne aflăm. Noi ne străduim să avem sau să facem anumite lucruri, dar important este să ne întrebăm, atunci când n-am avut de niciunele, ne-a trebuit ceva? Ca să faci un act de bunătate, nu este neapărat nevoie să dai. Chiar Părintele Arsenie spunea, Tată, atunci când n-ai ce să dai, dai din tine. Și o să spuneți, da, astea sunt niște filozofii, cum să dau de mine și așa mai departe. Dai din ceea ce ai până când ai. Când nu ai, dai din ceea ce ești. Și o să spuneți, cum anume să facem să dăm din ceea ce suntem? Foarte ușor, pentru că noi suntem ceea ce ne-am pregătit să fim. Și anume, suntem ocupați. Punct. Suntem ocupați. Înseamnă că ce putem să dăm? Din timp. Care timp? Pe care vrem să-l avem. Pentru că numai cel care dă din ceea ce vrea să aibă și el, acela dă cu adevărat. De aceea, întorcându-ne, ne dăm seama că atunci când Mântuitorul a constatat că deja erau două săbi, a zis, este de ajuns. Dacă noi suntem pregătiți să obținem o calitate, nu trebuie să avem cantitatea, ci să avem aplicarea către acea calitate. Va să zic că trebuie să știm că Dumnezeu de la noi nu vrea lucruri mari sau mici, ne vrea și atât. Eu am înțeles foarte bine ce vrea Dumnezeu de la noi atunci când Părintele Arsenie se tot concentra să scoată din ceea ce simțea pentru noi, eram cu soția și cu încă o enoriașă, și vrea să ne facă să înțelegem cât de mult ne iubește, cât de mult ține la noi. Și s-a concentrat așa și deodată zice, nu, tată, nu, eu nu vă iubesc, eu vă trăiesc. În momentul acela mi-am dat seama ce vrea Dumnezeu de la noi. Pentru că Dumnezeu nu vrea lucruri de suprafață. Așa cum nu avea nevoie de un camion de săbi ca să se împlinească Scriptura cu cei fără de lege, a fost numit. Iată că două săbi erau de ajuns, adică dacă le ai pe astea, cu siguranță că această calitate de a fi tâlhar este o calitate cu acte în regulă. Va să zic că Dumnezeu vrea de la noi să dăm. Revenind la această problemă, spuneam că dăm din ceea ce suntem și suntem ocupați. V-am mai rugat și altă dată și aș vrea ca și în seara aceasta să-mi reiterez un canon drag mie pentru fiecare dintre noi și să ne străduim să-l ținem și cu siguranță că nu o să putem decât să-l începem. Nu o să-l continuăm nici la anul și chiar dacă îl continuăm, nu o să ajungem la capăt. Acela de a ne concentra, măcar în ziua, în seara aceasta, să ascultăm pe cineva. Știți ce greu vă va fi să ascultați pe cineva? Imediat cum începe cineva să vorbească sau să se vaete, faceți legături cu ceea ce vi s-a întâmplat dumneavoastră și zice, da, stai să spun eu. Nu, atunci să vă opriți. Merge mai departe. Un om, să știți că are de multe ori nevoie să-i fie ascultată tăcerea. Să aibă un om lângă el care să-i asculte tăcerea, care să-i vadă o lacrimă, și lucrul acesta este foarte, foarte important de reținut. Pentru că atunci când cineva lângă tine necăjit fiind tace, tu crezi că el are nevoie de cuvinte. Nu, are nevoie de tăcerea lui. În momentul acela îl ajuți dacă știi
să-i asculți tăcerea. Acesta este un lucru pe care Dumnezeu ni-l cere. Nu ne cere să-i spunem mai multe celuilalt, ci Dumnezeu vrea de la noi calitatea de om. Zice, omule, vino și stai aici lângă mine. De multe ori, cel de lângă noi nu are nevoie nici măcar să-l ajutăm, că știe să-și facă treaba mai bine decât noi. Și dacă încercăm să-l ajutăm, îl încurcăm. E clar, și nu, stai mă, omule, aici, dar stai aici. Dacă vom lua canonul acesta în serios, în primul rând ne vom da seama cât de greu ne este, pentru că nu avem antrenament. Pentru că noi suntem ca ucenicii. Când le-a zis, de acum vindeți traista și cumpăra săbii, gata, toată lumea a crezut că trebuie să o ia rara, să cumpere săbii. Dar s-a mai întâmplat cum s-a întâmplat cu Neeman Sirianul, care atunci când știa de Elisei, i-a spus, eu vreau să mă duc la Elisei, prorocul ăsta mă va face bine de lepră. Și când s-a apropiat, Elisei de departe i-a văzut și când a venit solul marelui Neeman, împăratul Siriei, i-a spus, stai așa, nu mai veniți până aici, că sunteți mult, n-are rost. Zise să îmbăieze de 7 ori în Iordan și s-a dus și i-a spus, nu, domnule, dacă am ajuns eu până aici, cum adică, mă duc să-l văd. Dar i-a dat lumină slujitorului, solului aceluia și a spus, lumină-ți-a ta, dar dacă îți spunea să înconjori pământul de 7 ori, o făceai. Și atunci a dat seama de mesaj. Dacă lucrurile acestea mărunte, noi le considerăm că sunt mărunte, ne amăgim. Iată că 2 săbii erau de ajuns. Iată că Dumnezeu nu vrea de la noi să facem multe, să vorbim mult. Nu, Dumnezeu vrea de la noi să fim. Și dacă reușim lucrul acesta, vedeți că una este să ai 2 săbii și alta este să fii tâlhar. N-a fost nevoie să aibă un armament oarecare, ci pur și simplu, dacă aveau 2 săbii, erau tâlhari. Va să zic că transformarea lui a avea în a fi ține de noi și Dumnezeu de la noi nu vrea să avem, ci vrea să fim. Atunci când i-a trimis fără traistă, i-a trimis cu un singur semnal. Mă, tată, nu vreau să am, eu vreau să fiu un mesager, sunt în probă. Și am încheiat discuția. Iubiți credincioși, cât de frumos vrea Dumnezeu de la noi să ne trăiască. Și noi ce vrem? Nu, noi vrem neapărat anumite lucruri. Noi vrem să știm sigur că avem lângă noi sabie, avem lângă noi tot harnașamentul. Și ce facem cu el? Pentru că dacă îl avem, pierdem esența lui a fi. Și acum? Putem să avem un post ireproșabil și să nu fim postitori. Și ce am făcut? Ne pregătim pentru înviere ca să avem sau ca să fim? Imaginați-vă că pentru înviere acum o să colindăm pe la toate marketurile și o să cumpărăm toate cele. După ce le-am cumpărat, dacă se întâmplă ceva cu noi sau cu un apropiat al nostru, mai suntem veseli de sărbătoarea Paștelui? Nu. Și atunci degeaba avem. Iubiți credincioși, trebuie să fim foarte atenți cu aceste 2 nuanțe, pentru că au trecut câteva săptămâni de post în care bată-l vina, cum zicea Părintele Arsenie, aghiuță, ne dă ocol, acum ce? Cu mâncarea, cu mielul, cu ouă. Uite așa, parcă ne cădește, parcă ai și la cădirea mare și cădirea mică. Dar noi trebuie să știm că dacă avem, trebuie să fim ca cei pe care astăzi Mântuitorul îi încurajează. Zice, v-am trimis fără traistă. Ei bine, acum trebuie să aveți și traistă, ca să o vindeți, să cumpărați săbii, ca să fiți tâlhari, că eu trebuie să fiu în mijlocul tâlharilor. Dacă Dumnezeu vrea ca noi să dăm tot ceea ce avem și să fim, înseamnă că acesta este, de fapt, sensul a ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Iubiți credincioși, ne rugăm lui Dumnezeu în această sfântă și mare zi, joi,
să ne limpezească și să așezăm prioritățile acolo unde trebuie ele așezate. Nu multe vrea Dumnezeu, ci mult, adică ne vrea cu totul. Ne vrea inclusiv cu patimile noastre, ne vrea să ne țină în brațe, ne vrea cu tăcerea noastră sau cu vorbăria noastră, ne vrea Dumnezeu așa cum suntem, pentru ca să ne schimbăm numai la gândul că o să stăm în brațe la Dumnezeu și nu o să ne permitem să stăm ca niște ticăloși. Să rânduiască Dumnezeu ca până la Paști, aceste gânduri să se sedimenteze între noi, să așeze lucrurile astfel încât de Paști să spunem că avem de toate și suntem așa cum ne așteaptă Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu.